Mă, Mitsu sunt pe Omega și fac videoclip. Nu știu ce să zic. Așa, spațiu și spațiu. Nouă ne plac. Beto, adică vin din militar. Trimis factura. E ceva de la Five Gang? Nu, tu ești YouTuber. Hai te rog, eu las-mă să fac poză cu tine. Da, frate. Dacă mă faci să râd. Mi s-ai primit banii? Nu așteptam să dai bani. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Ok, deci bună numele sunt Matey și bine v-am regăsit, fraților, la un episod. În episodul de azi, fraților, o să intrăm pe Omegle și o să facem caterincă maximă, fraților, o să dăm și niște bani. Înainte ca episodul să înceapă, vreau să mulțumesc super, super mult pentru suportul la ultimul clip cu Omegle, pentru că am făcut aproape 100.000 de vizionări și o grămadă de like-uri, așa că în momentul ăsta rupeți bunașul acela de like dacă mai vreți videoclipuri cu Omegle. Fiecare care vede treaba asta vreau să dea like, pentru că dacă dai like mâine e 10 la școală. Follow pe Instagram la adresa Darius Matey dacă încă nu ai făcut-o, pentru că mă aștept enorm de mult treaba asta și cine îmi dă follow direct 10 max. Vine weekendul și vreau să vă răspund la mesaj. Vreau să zic o chestie foarte, foarte importantă. Apăsați în momentul acesta pe subscribe și dacă n-ați apăsat pe clopoțelul ăla, apăsați, că dacă te întâlnești cu mine pe Omegle și ești abonat la mine cu clopoțel, o să îți dau bani, așa că nu uita să te abonezi, pentru că nu știi niciodată ce noroc ai. Spuneți în comentarii dacă vi mai aveți ceva idei și haideți să trecem la video. Mamă, te știu. Ești YouTuber? Sunt gamer. Mamă, ești ăla Albert Nbn. Nu, bune. Ăla ești? Da. Mamă, Mitsu! Mamă, ești youtuberiță? De ce ai scaun de gaming? Doar așa? De proastă. A, uite, vă, că ai și microfon. Am și cancer. Hello, talk. Ești youtuber? Ești Matey? Cine e Matey? Nu te cred! Cine e Matey, ești bro? Ești Matey? Îți place orga mea? Da, foarte tare orga ta. Știi să-mi cânti da. Ceva? Da. Știi să cânti o manea ceva? Știi să-mi cânti manel? Da. Ia, ce manea știi să cânti? Așa una mai de asta, cunoscută. Da, dar zi-mi o manea așa pe care vrei tu. Zi-mi ce știi să cânti, ce manele știi să cânti. Eu cânt acum manele care le-am inventat eu. A, care, dar nu știi așa să cânti o manea de asta din trending, ceva? Nu. Și, dar știi vreo melodie așa cunoscută să-mi cânti la pian să te... Bă, sincer să fiu, nu știu. Dar eu știu doar ce am inventat eu. Ia, dar cânt atunci. Cântă și eu cânt. Eu fac versuri din cap, așa, la nimereală peste tine, okay. Da? Hopa. Mama mea. A, bună ziua. Ce vei, adevărat. Hai, încânt sau? Ia uzi. Sunt pe Omega și fac videoclip. Nu știu ce să zic, arunc ghibășit. Nu știu ce să zic, o dau caterincă, te cupic pe video. Asta eu am inventat, cu două Bun. Ore am stat. Am și cântat cu tine, nu știu dacă m-ai auzit. Care? Hai că a fost mișto. Ia uite, dați follow la Anto Barajosken. Mamă, bună seara, trăiți. E bună, mă, bă, are tactul banii sa, mă, uci scule aia. N-are tata. Bă, faci poză și eu la Facebook, pune. Nu fac poză, nu vă pun niciunde, nu știu să fac de-astea. Ești YouTuber? Nu, auzi aici, dacă mă faceți să râd. Reușești să mă faci să-mi dai așa o glumă de aia, să fac așa, uite așa, să pic aici pe spate de râs. Na, auzi, de ce râde un pitic când aleargă pe teren? Ia, de ce râde un pitic? Că sunt curios, de ce râde? De iarba la... Binișor, hai să mai încercăm. Hai, că dacă mă făceai să râd, dacă mai încercai. Na, bine atunci, hai te pup. Dar ce-ți dai cu geaca pe tine? Nu dai și voi drumul la căldură? N-aveți încălzire? Ba da, avem. Păi și atunci mai stai și cu geaca pe tine? Ah, bine, plecați afară atunci. Auzi aici, am așa o provocare pentru tine. Dacă reușești să continui un vers dintr-o melodie, îți trimit 25 de lei. Și dacă mai continui odată, îți trimit 50. Și dacă mai continui până așa, îți trimit până la 100 de lei. Te bagi? Păi nu neapărat, că nu-mi trebuie bani, dar mai păi nu să-ți trebuiască, așa la Caterin, că știi, te bagi și tu, te facem. Nu că e nevoie de bani, dar de ce să nu faci 100 de lei? Sau 25 de lei? Hai să vedem. Bun. Ce melodii. Deci așa, spațiu și spațiu. Nouă ne plac? Hai că-i hit. Banii. Păi și spațiu, cine? Nouă ne plac. Ha mă, că-i hit, mă, dă un call. A fost unul trending. Abi și Dani, nouă ne plac banii. Mamă, ce țeapă. Păi da, dar gen, mă gândeam că trebuie să continui, nu? Păi n-am zis eu așa, păi aveai și de continuat, dar cât de ușor puteam să-ți dau, dă-o încolo, că e și refrenul, e și tot. Bun, hai așa, hai că-ți mai dau una. Dau una așa, Fato sub Beto, știi că vin din... Militari. Ok, hai să mai continuăm, spar bani pe... Putare, nu, bostari, popari. Ai zis, dar dacă zicea
Bonari, mă jur că îți trimiteam 5 euro prin ce vrei tu, adică 25 de lei. Ce faci, bere? Bine și eu, pume, că l-auzi aici. Dacă reușești să continui versul, îți dau eu mai multe de-astea, da? Îți trimit. Vrei să faci așa niște bani aici, la Caterinca? Nu e nevoie neapărat, da, așa la Caterinca. Deci îți dau mai multe versuri și tu dacă le continui. Uite, îți dau 3 melodii, da, de continuat. Dacă le continui pe toate, îți trimit 50 de lei. Adevărat, pe videoclip ești aici pe YouTube. Dacă vrei, maschezi fața să nu te vezi. Aici e spațiu, da? Deci aici trebuie să completezi tu, da. Și okay. Spațiu. Nouă ne plac. Banii. Bun, și acolo. Și nouă ne plac banii. Cine și cine nouă ne plac banii? Hai că e cunoscută, mă, melodia. Abi și Dani Mocanu. Abi și Dani. Nouă ne plac banii. Bun, ok. Așa, tu ești cu trap-ul, cu rap-ul, cu ăstea? Mai asculti așa din când în când? Nu prea sunt, da. Hai că te întreb bună aici, dacă o știi, asta e noua. Fatos un beto, știi că vin din... Stai, Fatos un beto, știi că vin din militari. Sparban pe... Lăutari și mai departe. Gabori sunt, știi că vin din militari. Sparban pe lăutari, gabori da, sunt... Da, așa dar nu știu versurile foarte. Hai, dacă o zici asta, dacă o zici asta... Deja trecem la etapa următoare. Deci Fatos un beto, știi că vin din militari. Sparbam pe lăutari. Gabări sunt... Zi tu acum, zi tu unul, așa, ce-ți vine? Deci, militari, ce rimează cu militari? Poponari, nu știu. Poponari, bun, bun. Adevărat? Adevărat, adevărat. Ți-am trimis factura. E ceva de la Five Gang? Nu știu, nu pot să zic. Deci ți-am trimis factura. Ți-am trimis factura... Vreau bani. Ți-am trimis factura, îmi vreau banii. Bun. Urs pe locul 1. Nu știu, golani, nu știu. Bun, na, deci te dai bătut, da? Da, chiar asta aș știu tot. Ți-am trimis factura, îmi vreau banii, îmi vreau banii. Urs pe locul 1, car pe crani, car pe crani. Easy în picioare, șchi, sunt prea fresh. Tu ești după mine când mă vezi pe București. Da, bun, mamă, salut, ești YouTuber? Cum te chema că am uitat? Pot să fac o poză? Că... Cum te chema că am uitat? Cumva. Mamă, Vere, eu te știu pe tine, ești YouTuber. Ai greșit, băiatul ăia. Te rog eu frumos, lasă-mă să fac o poză, că știu că ești. Dar cum te chema că am uitat? Băi, n-auzi că nu sunt. Nu mai mă minți aici că ești YouTuber. Băi, mai la mișto, una mea mic. Ești YouTuber, gata, am și făcut poză cu tine că ești. Bravo, YouTuber. Frate. Bună. Ce faci tu pe platforma aceasta frumoasă? Am 20. Nu mai intri domeniul meu de vârstă, că eu am 40. Bună! Bună! Ce faci? Bine! Bine și eu am intrat aici, pe această platformă minunată. Plin de oameni minunați, ca tine. Da, îți spui să așa bună. Da. Câți ani ai? Cât crezi că am? Nu știu, 16. De când cu machiajul și cu toate astea. Ai 16? N-ai 16, ai 15. Ai 14... Îmi doar niște linii trase atâta la ochi. Ai eyeliner de ăla. Ai 14 ani? 14 ani? Păi și pe ce clasă ești? Pe a 8-a? N-ai dat nici examen. Mamă, baftă atunci, baftă la examen. De unde ești? Mersi, din Focșani. Mamă, Mădăline! Dansa așa. Vrei să faci, auzi aici, dacă continui versuri, tu zic 3 melodii. Dacă în continui versuri, îți trimis 10 euro. Ia, hai. Da, hituri. Da. Deci aici e spațiu, da, trebuie să... Așa. Și... Nouă ne plac. Și ce ne plac? Hai că e hit. Și... Nouă ne plac. Da, mă, e hit, e unul în trend, vintele mele. Fatos un beto, știi că vin din militari. M6. Mamă, stai că eu ți-am zis ce trebuie să zici. Stai așa să zic altceva. Sparbam pe lăutari, gabori sunt. Așa, hai să-ți mai zic aici. Trepper, virgulă, spațiu, se crede mai presus. Hai că mi-a dat Disa cum îi cântă lui Isus. Și aici trepper, virgulă, e un trepper. Am mai zis ceva aici, trepper, mi-a dat... Trepper, rapper, se crede mai presus. Ha. Bine. Ide și pe ăsta, Adi, dea ceva jos. Mamă, ești YouTuber. Lasă-mă, te rog frumos să fac poză. Ești YouTuber. Mamă, ești YouTuber, nu? Hai. Da, frate, ești YouTuber? Nu, tu ești YouTuber. Hai, te rog, eu lasă-mă să fac poză cu tine. Da, frate, bine, ești cu minte. Gata, am făcut You're not from Romania, I think so, no? You're from no, United no. States, I see here. No, I'm from Indonesian. You eat dogs? No, we in don't. Indonesia, I think people eat dogs. No. In China, I think so. No, in China. Yeah. Also, it's in China. So you don't eat dogs? No. You eat bats? Ah, uitați locomotiva!
Da, că nu-i faci live dacă e. Uite-l pe Thomas. Bro, dar tu știu, dar nu am uitat cum te cheamă, sule, dar nu, știu, frate. Nu sunt faci... YouTuber, nu sunt YouTuber. Ba da, frate, faci, nu, mă, nu te faci. Nu sunt YouTuber, n-am făcut, nu fac YouTube. Da, nu fac vere YouTube, pe cuvânt, dacă... Bro, nu fac YouTube. Nu fac YouTube, nu-mi plac YouTuberii, mă, Levi, fac... Levi, sau nu știu cum te cheamă, Levi fac, te cheamă. Fac bani într-una, băia, degeaba, nici nu muncesc, stau degeaba și fac bani. Păi, nu, așa ziceam, frate. Nu-mi plac, mă, mie YouTuberii, stai calm. Ia uzi aici, hai că am o provocare, că-mi place de tine. Ia zi, ia zi. Dacă mă faci să râd, îți trimi... Și de ce chinezii au ochii okay, așa? De ce ochii de ziua? Mănâncă montorești când se duc la WC, fac... Bun, bun. Dă-mi e-mail-ul tău. Dar parcă prea ușor, auzi aici. Până acum, ascultă-mă, știu că nu sunt 10 euro, deci 10 euro ai acum, până acum garantat. Deci 10 ți-i trimit, da? 10 euro ți-i trimit. Mai facem, bă, îți trimit eu, nu e aia problema. Dar deci ai 10 euro în momentul de față. Dacă mai continui 3 versuri, deci îți dau 3 melodii, dacă continui îți dau numai hituri. Dacă continui și alea, 20. Hai mă că e ușor, da? Dar mă las să mă gândesc, îmi spui și mă las să mă gândesc. Te las să gândești cât să te gândești, 20 de secunde. 20 de secunde sau 20? Hai 10, 10 secunde. Bine frate, bine. Bun, 1, și 9 ne plac, hai, ușor. Abi și Tani, 9 ne plac banii. Bun, prima, da? A doua. 5 euro acum. Fatos un beto. Știi că vin din... Mai repet o dată. Fatos un beto. Sau poate te ajută dacă e hit pe TikTok. E hit. Da, am ascultat la melodia asta. Fatos un beto, vin din Cheto, apar n-am, nu știu. Fatos un beto. Știi că vin din militari. Sfarbăm pe lău, dar hai mă, ți-am dat 10 euro ți dau, mă, 10 euro ți dau. Frate, bă, dar adevărat, mă, băi. Ia, vezi, stai să fac screenshot ca să se vadă că ți-am trimis. Ai primit banii? Da, bro. Mă, bro, mers, abonați-vă toți, băi, frate, sunteți uimitori să-mi... Cum, te așteptai la așa, băi, ceva? Nu mă așteptam să-mi dai bani, mă așteptam să spui așa, da, și apoi să pleci. Ia, mamă. Nu facem așa ceva. De acum încolo, băieți, care vă abonați la canal, s-ar putea să primiți și voi. Adevărat, mă, frate. Uite, vedeți, băieți, e poza aia mea de PayPal și scrie te pup. Ia, te rog eu, deci... Ia zi, așa, e tovarăș aici. Ia zi, bag asta. Nu aia cu Netflix, e una, melodia lui Crow, așa scrie, are un milion de vizionări. Melodia lui Crown, melodia, am crezut că așa, oho, și de când e melodia asta, că n-am auzit niciodată? Nu știu, e de ceva timp, e al un băiat, Cristi sau domnul Cristi? Cristi Barăsa, pe cum te cheamă pe YouTube? Darius, nu fac YouTube. Dacă te abonezi, mă abonez și eu la tine. Mă abonez, Cristi, mă abonez. Mișto. M-a cam lăsat bateria la discotecă. Mamă, ce melodie de dragoste ai băgat. Nu e așa? Da. Parcă îmi vine așa să vii spre tine, să te pup. Păi da, păi ești tare frumos așa. Te-ai emoționat așa când m-ai văzut. Deci e dragoste la prima vedere, ascultă-mă pe mine. Da, băieți, și cam asta a fost cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un like încă o dată dacă încă nu ați făcut-o. Să-mi dați un follow pe Instagram, foarte, foarte important, la adresa Dorismate, acolo vă țin la curent cu tot. Și de asemenea, dacă aveți o întrebare, puteți să mi-o adresați acolo la adresa Dorismate. Să apăsați pe clopoțul acela, fraților. Și ce să vă mai zic, eu am You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like.